De la începutul pandemiei, județul Botoșani a înregistrat în ultimele 24 de ore cele mai multe cazuri noi de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. Vorbim de 223 de persoane pozitive. Jumătate din numărul persoanelor infectate sunt din municipiul Botoșani, care are o incidență de 6,54 la 1000 de locuitori și este tot mai aproape de carantină. Astăzi este un record negativ la nivelul județului Botoșani, având în vedere că în ultimele 24 de ore am avut 223 de persoane pozitive, cu un record la nivelul municipiului Botoșani cu 111 cazuri. De la începutul pandemiei n-am avut niciodată așa de multe cazuri la nivelul județului Botoșani. Autoritățile sanitare spun că cei mai mulți din cei care sunt confirmați cu acest virus au forme medii sau grave. Sunt cazuri active, persoane simptomatice care s-au testat în ultimele 24 de ore la laboratoarele private, fie în unitatea de primire urgențe, fie prin medicul de familie. Vor fi luate noi măsuri? Vom avea o discuție la instituția prefectului, în prezența domnului prefect, cu managerii spitalului județean și cu ceilalți manageri, pentru a revizui numărul de paturi la nivelul județului Botoșani, având în vedere că sunt foarte mulți pacienți care au nevoie de internare. Cu un număr atât de mare de noi pacienți cu COVID, locurile din spitale sunt limitate, motiv pentru care autoritățile caută soluții. Mai mult ca sigur se va crește numărul de paturi pe zona COVID. Știți foarte bine că era raportul și un ordin al Ministrului Sănătății în care în zilele următoare se suspendă intervențiile care nu sunt urgențe medico-chirurgicale și se vor aloca mai multe paturi și locuri pentru pacienții COVID pozitivi. În prezent, 5 localități din județ sunt în carantină din cauza numărului mare de bolnavi. Tudora, Roma, Curtești, Mănăstirea Doamnei și Băiceni. De asemenea, alte 24 de localități sunt în scenariul roșu, după ce a fost depășit indicele de 3 cazuri la 1000 de locuitori.